Bună ziua și bine ați venit! În primul rând aș vrea să mulțumesc jurnaliștilor prezenți astăzi aici în centrul municipiului Bălți și celor care mă urmăresc online. Scurt, simplu, cuprinzător. Revin în politica de la Chișinău. Mă mut în capitală și mă implic plenar în politică la nivel național. Voi petrece fiecare zi în satele și orașele noastre de pe întreg teritoriul Republicii Moldova să ajut oamenii noștri să-și recapete vocea și să-și ceară țara înapoi. Înainte să fac pașii următori, am o datorie morală față de oamenii care au avut încredere în mine. Este o datorie personală. Și nu mă voi ascunde după un partid, în spatele unei guvernări sau în spatele unei situații politice complicate. Cei mai mulți din acești oameni sunt chiar la mine acasă, în Bălți și în localitățile din nordul Republicii Moldova. Oamenii aceștia, dragi mie, prin încrederea lor, au făcut de mine politician și prin votul lor, inclusiv, au făcut posibile schimbările politice în ultimii ani. Eu, Arina Spătaru, vreau în primul rând să-mi cer iertare față de cetățenii pe care i-am convins că Moldova, cu actuala conducere, va fi o Moldovă prosperă, mai sigură și mai democratică. Este deja evident pentru toată lumea că nu este nici pe departe așa, ba chiar mai mult, lucrurile sunt grave și se agravează pe zi ce trece. După cum știți, am intrat în politică în 2015 cu platforma DA, tot de la Bălți, în apogeul regimului lui Plahotniuc. Odată cu înfrângerea acestui regim, m-am retras pas cu pas înapoi la Bălți, lăsând scena politică centrală celor care le face mai mare plăcere să se lupte pentru funcții și beneficii. Eram cel puțin parțial mulțumită. Moldova fără Plahotniuc era o realizare istorică. Procesul de dezoligarhizare începuse, iar ulterior forțele pro-europene au câștigat și președinția, și parlamentul, și guvernul. Am găsit timp să mă dedic familiei, antreprenoriatului și activităților caritabile care îmi sunt cel mai aproape de suflet. Am ajutat în măsura posibilităților pe cei de aproape, aici, în comunitate, aici, acasă, în Bălți. Dar răul cel mic, lăsat la Chișinău, a devenit între timp răul cel mare. Sărăcie și deznădejdea generală, generată de actuala guvernare, s-a întins peste tot în Republică și m-au ajuns până în urmă, până în bătătura casei mele. Nu spun asta cu ușurință. Personal am vorbit cu zeci de cetățeni la Chișinău și în mai multe sate și orașe din Republica Moldova. Atâtea speranțe pierdute, atâția oameni dezamăgiți eu nu am văzut în Republica Moldova din 2015. Moldovenii își pierd încrederea în Moldova. Moldovenii își pierd încrederea în moldoveni. Și răspund anticipat la întrebarea tare des auzită din gura actualilor guvernanți. Nu. Nu a fost mai bine sub regimul lui Plahotniuc. Și da, sunt conștientă că războiul nedrept pornit de Federația Rusă ne afectează pe noi toți. Dar dați-mi voie să vă întreb. Chiar atât de jos am ajuns cât la criticile aduse guvernării, singura comparație mai rea să fie Plahotniuc? Chiar așa de jos am ajuns cât să speriem oamenii cu bombele lui Putin când ne întreabă cu ce să-și hrănească copiii? În economie e jale, afacerile mici se închid sub povara datoriilor și taxelor, iar rechinii mari înghit sectoare întregi. Noi, oligarhi, se nasc sub nasul actualei guvernări și ei tac, fie din prostie, fie din complicitate, fie din frică.
dar bine că au curaj să se răfuiască cu băbuțele care vând pătrunjel, cu florăresele și cu bătrânii care își vând vechiturile pe la colțuri de străzi. În satele noastre e dezastru. Fermierii își pierd pământurile la care lucrează sub povara datoriilor, iar ei inaugurează cu fast așa numitele sate europene. Se laudă că pun termopane și becuri la primării, dar uită să spună că gospodăriile în sate sunt pustii pentru că țăranii noștri își iau lumea în cap de sărăcie. În sfera socială e dezastru. Moldova este în sfârșit lider. Lider european la ceva. Lider la inflație și la prețuri de gaze. Nivelul sărăciei este recunoscut chiar de statistica actualei guvernări. Atinge noi recorduri la fiecare raport. Dar și fără statistici este de ajuns să vezi piețele de vechituri pline de oameni bătrâni, săraci, care își vând ultimele amintiri ale tinereții pe câțiva lei pentru ca într-o zi să-și poată permite o bucată de pâine. E de ajuns să vezi cum niște fetițe sunt în stare să se dezbrace pentru câțiva lei în fața unor mizerabili pe care societatea noastră îi numește influencer. Ce am ajuns noi ca țară, oameni buni? Fenomenul infracțional a scăpat de sub control. De la cazuri sonore, precum cel de la aeroportul din Chișinău și până la violuri, tâlhării și alte violențe care au loc atât pe străzile cu aer european din Chișinău, dar și în satele și orașele Republicii Moldova. De ce? Pentru că infractorii, mici și mari, nu mai au teamă de lege. Pentru că ei văd că legea se aplică selectiv și anemic. Selectiv pentru că se trimit sute de polițiști să sperie fermierii care vin să protesteze în capitală, în vreme ce în raioane un singur polițist trebuie să protejeze cetățenii din câte 3-4 sate. Anemic pentru că polițiștii sunt plătiți prost, în vreme ce nu sunt dotați cu echipament necesar și sunt forțați să facă lucrul pentru 3-4 oameni. Această guvernare slabă și răutăcioasă, și mi-asum acest termen, a ales să se răfuiască cu cei săraci și fără putere, în vreme ce infractorii notori se plimbă liber prin Republica Moldova și pe străzile capitalelor europene. Numai de vreme de săptămâna trecută, Marina Tauber iarăși a fost eliberată din izolator. Pescuit sportiv se numește asta. Mare realizare cu care se laudă repetat actuala guvernare, că zic ei au fugit marii interlopi din Republica Moldova. Domnilor guvernanți, marii infractori nu au fugit. Ei au plecat în vacanță și așteaptă momentul să revină atunci când justiția va ieșua a câta oară să facă dreptate. Noi în 2015 am ridicat țara pentru că Moldova devenise țara jafurilor bancare și a spălărilor de bani. În vara anului 2023, noi descoperim că Moldova, înapoi în topul țărilor prin care se spală banii negri ai infractorilor din regiune. Și nici măcar nu aflăm asta de la autoritățile pe care le plătim din banii noștri, dar le aflăm de la băncile partenerilor de dezvoltare. Asta este povestea de succes a actualei guvernări. Și culmea aroganței, după două remanieri, descoperim că de fapt au fost rotații de cadre. Vedem cum Andrei Spânu, autorul celui mai stupid contract semnat de către statul Republica Moldova, contractul de livrare a gazului cu Gazprom, este premiat cu un nou fotoliu de ministru. Noi moldovenii suntem iertători. Neam bun de creștini. Noi am iertat primele greșeli pentru că vin să guverneze după Plahotniuc și Dodon. A fost pandemie și lumea le-a iertat alte greșeli, alte achiziții dubioase, alte politici mioape. Apoi a venit războiul peste țara vecină și noi am iertat iarăși tot și am strâns rândurile.
Dar știți, iertarea cere și puțină smerenie. Iertarea cere și asumarea greșelilor. Din păcate, noi vedem contrariul. Cu fiecare greșeală iertată ei, se cred mai buni și mai puternici, mai frumoși, mai deștepți și devin mai aroganți și mai rupți de realitate. Cu fiecare greșeală ei devin mai periculoși pentru cetățeni. Nu voi intra acum în detalii mai multe, pentru că pe fiecare domeniu sunt experți. Sunt oameni cu decenii de experiență. Împreună cu aceștia vom documenta situația la zi și vom reveni cu cifre, analize clare și, desigur, soluții. Prieteni, această întâlnire de astăzi nu este despre dosarul guvernării PAS, ci este despre noi, dragi prieteni. E despre mine ca om și despre voi, care mă ascultați ca oameni. Ce facem? Plecăm și noi în lumea largă? Lăsăm mâinile în jos și acceptăm alți stăpâni la noi acasă care își fac interesele sub nasul nostru și ne dau indicații când se poate de vorbit și când nu? Să aplaudăm la comandă și să nu punem întrebări? Sau așteptăm până toți oamenii de bine care au mai rămas se vor îngrețoșa de politică și vor ieși la vot numai bursierii lui Dodon și lui Șor, ca ulterior să ne rânjească în nas de la guvernare, cum se fac acum prin studiouri și prin live-urile lor de pe Facebook. Eu înțeleg foarte bine. La fel cum trebuia curaj să spui că regimul Plahotniuc e corupt și rău, tot așa trebuie curaj să spui astăzi că actuala guvernare PAS e incompetentă, arogantă și cel mai probabil coruptă. E primul semn de normalitate și de eliberare atunci când spunem ferm lucrurilor pe nume. Cu sinceritate și smerenie vă spun și mie mi-este frică. Știu că se vor porni mașinării de aruncat zoaie, că vor căuta prin conturi, că vor isclădi prin relații de familie. Dar curajul nostru în ultima instanță tot din frică ne-l găsim. Dintr-o frică mai mare. Frica de a pierde totul. Frica de a pierde cu totul țara noastră. Frica de a ne pierde pe noi înșine, de a ne obișnui cu răul și cu nedreptatea. Frica de a ajunge într-o bună zi să îndemnăm singuri copiii să plece din țară. Mai răbdăm? Sau ne mai ridicăm odată? Să punem înapoi Moldova pe albia dreptății și adevărului, pe care am crezut că în sfârșit s-a așezat cu câțiva ani în urmă. Astăzi, așa cum am spus, răspund din nume personal. Eu nu las mâinile în jos. Eu nu plec din Republica Moldova. Plec astăzi de la Bălți la Chișinău și de acolo voi călători zilnic în toată Republica, voi vorbi cu oricine, oricând și voi face tot ce pot pentru a consolida o nouă forță politică pro-europeană. Discutăm deschis cu oricine și invit pe oricine se regăsește în acest mesaj să ni se alăture. Nu împărțim nici funcție și nu mai trecem oameni prin filtri. Dar așa, curat omenește. Haideți să vedem cum scoatem țara asta din mlaștina asta, astfel încât să mai avem ce salva. Eu cred cu tărie că Moldova merită și are izbândă la un viitor european cu adevărat, unde guvernarea înțelege că țara aparține poporului și nu partidului la putere. Și acum la nivel de detalii cu subiect și predicat. Pe parcursul a jumătate de ani, mai mulți politicieni m-au contactat. Cu unii am avut discuții foarte constructive, iar pe alții i-am denunțat autorităților competente. Să fie clar, cu inima deschisă voi discuta cu oricine vine, cu inima deschisă și cu bună credință. Dar orice tentativă de a corupe va fi sancționată conform legii. Este un aviz pentru amatorii de a cumpăra politicieni.
Am discutat cu mai mulți oameni, cu lideri locali și regionali din diferite partide, cu mai multe echipe, inclusiv cu Partidul Acțiune Democratică. Sunt onorată de propunerea acestora de a conduce o forță proaspătă și capabilă de schimbările care sunt necesare în societate. Această forță politică își va coordona și consolida acțiunile inclusiv cu suportul partenerilor politici externi din Uniunea Europeană. Vom reveni în termeni foarte scurți, cu o echipă completă, cu un plan clar și asumat și mai ales cu o rază de speranță pentru noi toți. Eu asta pot să vă promit. Până atunci, vă îndemn pe toți, simpatizanți ori nu, cetățeni simpli, lideri și chiar membrii partidului PAS, cei de bună credință. Ridicați-vă, oameni! Spuneți lucrurilor pe nume! Cereți-vă țara înapoi! Și nu uitați că voi, cetățenii, sunteți stăpâni în țara asta. Vă mulțumesc!